din nou niște cafea în instalații 103 cu 4 Suntem în vastele studiouri Radio 7 Ne vedem și video pe YouTube Pe 13 TV Canalul cu pisica neagră Vă aștept cu un subscribe Care din punct de vedere al carmei va ține departe de COVID Silviu Munteanu sunt și prietenii mei Invitați de astăzi Sunt oameni mai presus de orice îndoială Și spun asta pentru că am băut cu ei În cârciumă, ceea ce este foarte important Domnul Florin Dumitrescu și domnul Vasile Ernu, ce mă bucur să vă văd vii, sănătoși. Bine ați venit? Bine v-am găsit. Bine te-am găsit. Eu mă cert de ceva vreme cu ai mei că în vremuri umblă ca bezmeticii și nu stau acasă și simt nevoia să mă cer și cu voi. Pentru că nici voi nu prea stați pe acasă. Pe tine, Florin, te-am văzut pe la Timișoara, ești în toate piețele din București cel puțin. Da. Domnul Ernu nu stă și el, nici el prea mult pe acasă. Câteodată ne intersectăm. Nu vă ceartă nevestele? Ca acum, de. Păi, cearta face parte, adică mai negociem, mai e ăsta. Bine, ne întoarcem cu niște morcovi de la piață, mai cumpărăm niște roșii, îndulcim situația. Pe mine mă ceartă că aduc prea multe, cumpăr prea multe lucruri și avem deja... Eu tot trecând prin piețe, mai iau niște roșii de colo de dincolo, dar mai avem roșii, dar mai avem verdeață. Astea, bine, haide că le mănânc. Da, mă, dar din obor, știi, din, de la altă piață. <laughs> da, uite, astea sunt de la alt nene din altă comună, nu știu ce, deja. Da, vine asta dintr-un instinct uh, pe care îl avem și noi de la bunicii noștri, adică eu știu că bunicii noștri întotdeauna țineau în, în cămară doi saci cu, cu pâine uscată pe care o tot uh, schimbau din când în când să se păstreze relativ proaspătă în caz de vine vreun război. Ai, ai acest instinct acum? Am prins vremea, am prins, mergeam și mi-încărcam în anii 90 mi-încărcam porbagajul cu la vremea asta așa, cu cartofi, varză, murături n-am pus, dar am prins rezervele alea așa de peste iarnă. Am, am apucat și eu, pentru că așa făcea toată lumea. Bine, erau generațiile care aveau un concept foarte interesant despre criză, un soi de tehnici și preventive, adică dacă vine să fim pregătiți, să trecem mai lent, mai sigur, mai uh, crizele. Noi păi... acum trăim din criză în criză, noi și nu mai știm când suntem în criză, când noi suntem veșnic în criză. Măi, asta atunci... Asta înseamnă capitalismul, singurul da. care funcționează, dar funcționează din criză în criză. Da, 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 adică noi, noi suntem criza în sine, adică noi deja suntem crizați, dacă te uiți mai atent la ce se întâmplă în, în, și puțin depresiv și puțin crizați, dar ei trăiau chestia asta și asta e o chestiune foarte interesantă pentru că le dădea un tip de stabilitate. Tehnici de pre prevenție. Asta e foarte important să știi să prevezi niște crize. Chiar, evident, nimeni nu poate, dar în acea societate criza era văzută cu mult mai simplu. Și poate și de asta erau și mai așezați, pentru că era legată de să avem acolo niște grăsime pusă deoparte, niște ulei, niște zahăr, adică ceea ce trebuie fundamental pentru viață. Nu gândeau în termen de mari achiziții și mari uh, uh, jocuri pe la bursă, bani și de mai departe, ci gândea un termen uman de gospodărie. De gospodărie. Și asta i-a ajutat foarte mult pentru că le dădea și o anumită siguranță, adică de liniște. Adică, domnule, mai am acolo niște rezerve, niște grâu, niște unt, niște, mă rog, unt, niște chestiuni de bază, că atunci baza era mult mai jos. Dar, dar e foarte important, mi-a mi se foarte important în povestea asta să ai această liniște și pe care că știi că poți trece peste hop. Mă, eu știu de la bunicii noștri că aveau în curțile lor, puteau să procure hrană două luni, doi ani de zile. Acum nu mai e așa. Fiecare sat are un în mini market. Bine, Bine acum, s-a și declanșat acest tip de... Totul e legat de viteza de consum. Adică noi consumam cu o viteză foarte mare lucruri care înainte nu existau. Ne-am și lenevit un pic. Ne-am lenevit, ne-am făcut destul de comozi. De exemplu, una dintre problemele generației mai tinere este de a-i sco scoate din acest confort până și a merge la piață. E un anumit tip de confort. Dacă observi, de exemplu, mersul lor la piață, de exemplu, există trend de hipstereală din asta, care nu-l nu judec în sensul... E foarte bine că copiii se duc, mai văd că... dar e un soi de turism din asta, adică se duc o poză la mici, o poză în, cu tarabele, adică scopul lor nu este să ducă să aprovizioneze A, efectiv. Lasă că și eu am pozat cu mici la o voră Ai, acum. Și noi ne pozăm, pentru că și noi suntem o leacă de hipster, dar mai când după ce ne pozăm, după ce mai bem o cafea sau o bere la asta, după care ne duce și ne facem și plinul, adică, adică nu suntem o combinație între old, școala veche și școala nouă. N asta este, ce să faci? Domnul Dumitrescu. Ordonați. Dumneavoastră scriitor de versuri, da? Și yeah. uh, cel mai cunoscut, ești pentru versurile de la Sarmalele, sarmalele reci, reci. Adică da. au intrat cumva în conștiința publică. Da, după 30 de ani m-am clasicizat și eu, probabil că ăsta e, cum să zic eu, 25-26, așa. În tot contextul ăsta... ăsta e timpul care trebuie să treacă, da? Zici păi mie că... nu mi s-a întâmplat. <laughs> working progress. I'm working my way up. <laughs> uh, În tot contextul ăsta, uh, social și politic, cum este mai corect să spunem pandemita la putere sau pandemita te vrea prost? Merge și așa, așa, așa. Nu știu, nu m-am gândit, mai luat prea repede. Pandemita la putere, eu aș zice prima, pandemita la putere. Cu prostul am modalizat atât de mult prost, pro, conceptul de prost și de conceptul de prostie, încât acum nu mai, nu mai vreau să mai vorbesc despre el o vreme, îi dau o pauză. O să revin cu el și... Mm. O să-ți spun când. Okay. Pre pregătim prostul se întoarce. Așteptăm cu emoție. Da, cam asta Pe e. Da. Mine ce m-a amuzat foarte tare în pandemie, când ne-au ținut închiși, este că nu aveai voie în parcuri, mm -hmm. dar oborul a rămas deschis. Nu a închis nimeni oborul a fost o perioadă prin la începutul, mă rog, în tot sezonul ăsta rece, se face un an de, de atunci, am avut și o altă întâlnire cu, cu Vasile apropo de chestia asta când s-au închis piețele și au rămas supermarketurile deschise. Da, atunci a fost o perioadă în care pe mulți ne-a revoltat uh, uh, pentru această dublă măsură, pentru că dacă înțelegeam, dacă spuneam închidem tot Adică cumva era o unitate de măsură aplicată tuturor. Uh, și de aici o mulțime, probabil una dintre lucrurile care a dus la neîncrederea totală și o interpretare halucinantă a problemei pandemiei a fost și aceste decizii uh, cu duble, triple standarde. De exemplu, când am mers în, undeva în sud, într-un orășel, și țăranii m-au -au întrebat primul lucru, explică-ne și nouă care e logica că noi, care vindem afară, în piață, era spre primăvară, avem pia piața închisă din cauza pandemiei, Ii acceptăm, dar magazinul de alături, hipermarketul, care e închis, în sensul e spațiu închis, e deschis pentru public. Și atunci logica asta nu corespunde. Adică e clar că ne o parte a populației în favoarea altei părți. Și atunci, evident că vin interpretări și încearcă să le explice oamenilor lucruri pentru că este ilogic și este, nu, nu este corect. Ori puneau măsuri pentru toți ca să fie așa ori și, și asta... Și atunci e foarte simplu să aluneci Absolut. spre acea interpretare poate răuvoitoare din punctul unora de vedere, dar n-ai cum să nu te gândești Absolut. că sunt protejate interesele marelui lui retail. Eu astăzi când mă duc la piață și vorbesc cu țărani pe care nu știu să merg în, în zone noi de... de îmi, îmi găsesc zone noi de teren, de cercetare, și când ajunge vorba despre guvern, despre putere, despre câțu, ei vin cu asta, nu, nu îi trebuie să-i zgândări eu prea mult. Și îmi spun, și-aduc aminte de ce le-a făcut Orban, că le-a închis piețele. Da, toți, și toți au suferit foarte mult. E clar mult. că le-a dat apă la moară, adică oamenii uh, au fost împinși în direcția asta și oamenii au instrumente puține să interpreteze, cu toate că chiar și noi care citim și urmărim toate asta ne dăm seama că ceva nu e în regulă. Adică, e clar că este, cineva este privilegiat, cineva este, are niște avantaje din, de pe urma asta, Bine, iar culmea este că este atacat un segment care din asta trăiește, adică nu face nimeni averi sau, mă rog foarte puțin doar cei care, să zicem, intermediază sau controlează peți. Dar omul simplu, care 90% sunt, își vând și ei, practic e o stoie de economie de subsistență. Adică dacă le tai și aia, e foarte greu pentru ei. Și atunci, evident că oamenii sunt supărați și pun, încep să vină cu toate interpretările de asta unele mai halucinante, cu toate că unele nu sunt chiar halucinante. Pentru că oamenii înțeleg că când eu pierd, cineva câștigă. Și atunci, asta e destul de simplu. Nu, e atât, nu trebuie multă minte ca să înțelegi. Când am fost la obor, cred, acum vreo două săptămâni, pentru mici și bere, intenționez să revin, că sunt pus pe făcut murături, uh, am mai făcut oareși ce cumpărături și am văzut vibe oamenilor de acolo. Erau două doamne care vindeau și care spuneau că nu doresc nicicum să se vaccineze. Deci, cum să spun, oborul este inima orașului București. Mm -hmm. București este capitala României. Când două doamne care vând acolo îți spun că ăștia fac teste pe noi, ar trebui să știi că ăla este vibul populației majoritare. E, și eu am avut discuții din astea cu doamnele de, de sus care vând Mirodenii. Nu, pot să zic, nu? Da, de la Orient. Zis. Da. Și când începuseră să se facă primele vaccinuri, m-au întrebat: Domnul, vă vaccinați? Și eu le-am zis: Da, am ocazia asta, predau la o universitate și se fac vaccinuri și mă duc acolo. Am ocazia asta și chiar trebuie, sunt puțin obligat, că am ore fizic cu studenți. Și o să mă duc și zic: mersi, că pă, e civilizat, sunt condiții bune. A, noi nu ne vaccinăm, toate argumentele și după o vreme am fost acolo și deja erau vaccinate. Deci când am adus eu vorba de data asta și ele erau vaccinate, sunt, sunt zvonuri care vin, trec, deci nu, nu aș zice că vorbind cu cineva o persoană din obor e exponențială pentru mă rog, reprezintă un anumit vibe vorba ta. Da, e doar un vibe. Da, mă gândeam și la statistica acum, că statistica spune ah, că da. suntem 70% nevaccinați și atunci aia este plus. Văd cum i-a pus iar din nou cu botul pe labe pe Horeca, pentru că au eliminat testarea. Mia asta mi se pare cea mai mare tâmpenie. Dacă vrei să oprești virusul propriu-zis, Testezi oamenii când vor să intre, la cărciumă, la concert, la meciurile de fotbal. Așa să lași doar vaccinați, mi se pare că nu are niciun sens, pentru că și ei sunt transmisători. E, e foarte complicat... Ceea ce a dus, a, a dus la... Cât? Am avut 35 de... 30 de mii de oameni în București? A ieșit... S-a bătut poliția cu, cu rădăuțenii? A ieșit bătaie la rădăuți pe treaba asta? E, e... Am impresia că se, se bășbuie foarte mult, că nu se iau măsuri în mod unitar. Am, când am fost la Timișoara am, am prins, am avut un workshop și a fost ultima zi în care se putea face în, într-o incintă. În, eram în sala de conferință a unui restaurant. După care au venit restricțiile, nu se mai putea merge în restaurante și așa mai departe. Și am avut oarecum noroc, m-am strecurat, dar am văzut cum ei au aplicat chestia asta. Șapte la mie, Timișoara zic, probabil Prefectura Timiș, uh -huh. ține de prefectură măsura asta. O, când au ajuns la șapte la mie, au, au, au decretat și oarecum nemțește sau eu știu, militarește, sau foarte disciplinat. S-a aplicat regula peste tot. Și de asta noi de multe ori la București ne uităm la orașe precum Timișoara sau Brașov și zicem, vai de mine, dar acolo e gravă situația, sunt mulți infectați, uite, la noi încă putem să ne mișcăm. Și de fapt e doar că se respectă regula mai bine acolo și nu sunt atâtea incoerențe sau, nu știu, tot așa, mă duc cu mintea mea paranoică, nu cumva sunt niște interese, <laughs> mai lasă-mă să fiu eu schizoid până la capăt și să spun că faptul că lași doar vaccinații să intre în baruri, cinematografe, concerte și așa mai departe, nu face decât să crească o tensiune care este deja la cote alarmante între vaccinați și nevaccinați, o eternă gâlceavă care ajunge la nivel de prietenii strânse și care ține lumea nevrotică, prin urmare ușor de manipulat. Eu am observat chestia asta Eu fiind textier lucrez cu Sunt apropiat de oamenii din lumea spectacolului Care resimt foarte greu Foarte uh, Neplăcută această perioadă uh, Nu mai au cântări nu mai... Deci uh, Din rândul lor sunt foarte mulți Antivacciniști radicali Sunt oameni precum Bitman Care s-au uh, Răzvrătit Și așa mai departe Și de multe ori tendința celor din bula noastră de intelectuali e să spună uite-l și pe caragiosul ăla de Beatman sau Uh, uite și pe ăștia sunt niște greieri Cum a venit uh, mândruță și le-a spus Dragii greieri și i-a îngâiat pe cap uh, Haideți să vă explic cum este cu piramida lui Maslow Voi sunteți undeva acolo sus da. Țin minte scrisoarea aia uh, Care chipurile era făcută din dragoste Era așa oarecum că lui plac artiștii și etc. Dar se vedea o gândire din asta, puțin uh, patronizing, cum să spun, uh, descălitoare. Haideți să vă mângă eu pe cap și să vă explic fraierilor cum stă treaba. Voi sunteți cam inutili în societatea noastră. Sunteți cam uh, greieri, așa. Și așteptați, aveți puțină răbdare, că o să vină și vremea voastră, dar trebuie mm. să trecem, trebuie să ne vaccinăm, trebuie să suferim un pic și nu, așa mai departe. E complicat, eu zic că nu asta e atitudinea, eu încerc să-i ascult pe toți, nu am soluții, nu vin repede cu soluții, dar tot așa. Sunt aici la microfonul ăsta, sunt lângă voi doi care mă ajutați, gândim oarecum la fel și transmit această idee. De solidaritate și de înțelegere, indiferent de opțiunile noastre. Da, plus alte. că, de exemplu, aici e foarte complicat hmm. de spus câți dintre cei nevaccinați sunt nevaccinați din convingere, câți sunt Tocmai nevaccinați din -un soi de neîncredere, pentru că una dintre probleme mari nu e atât, că eu cred că procentul celor cu convingeri foarte clare e mult mai mic decât celor nevaccinați. Dovadă că... Nu s-a ajuns la sate. E, păi, sunt o mulțime de zone care pur și simplu in, infrastructură nu avem pentru acest lucru, adică simplu. Uh, una dintre lucrurile care a enervat foarte mult este să spunem, domnule, v-am dat un an de zile. Și voi ați bulbășită pentru că mesajele au fost contradictorii, formele de decizii de multe ori au, am impresia că eu, sincer eu nu-i cred de complexe de manipulare atât de mari pentru că cam știm cine sunt oamenii care ne conduc. Adică e multă prostie, e multă dezorganizare, instituții slabe, să iau unul, când a, unul pornește apasă pe buton și până la capăt iese invers. Adică eu de, mai degrabă e dovada unui stat slab cu instituții disfuncționale și mai departe în care eșuat, dacă ca eșuat că domnul președinte i-a dat și un nume. Deci în sfârșit avem și un președinte eșuat că avem unul care am fost înfrânt. Uh, și de aici uh, vin o mulțime de, de nemulțumiri. De aici vine și o contrareacție care cumva mulți dintre băieții care sunt se revoltă, se revoltă din cauza că n-ar vrea tare să vaccin sau nu, ci felul în care a fost gestionată toată povestea. Uh, multe lucruri, de exemplu, care a iritat, e genul că, bă, ne spuneți că la biserică nu putem merge, dar voi faceți antold. Iarăși, există o populație foarte sensibilă la subiectele astea. Sau congres pe Sau nele. congresul 5.000 într-o încăpere, într-o chestie închisă, mm -hmm. în care președintele zâmbește fără mască și... Adică trebuia să fim mai atenți la aceste detalii. Puteau să găsească alte formule pentru că... Adică, iarăși, uh, tratăm această noi, ăia, avem un anumit tip de tratament de sus și voi ceilalți aveți alt tip de tratament. Aceste lucruri, unii dintre ei nu se vaccinează ei de dracului. Adică de ce să ne supunem? Pentru că nu mai avem încredere. O adică e, o, e o formă de o mare parte, din punctul meu, iarăși, n-am statistici ca să mm -hmm. identific, dar fiindcă urmăresc foarte atent și discut cu foarte multă lume, mulți reacționează tocmai uh, ca un soi de reacție. de Asta e forma lor de, uh, de nesupunere, de asta e forma de frondă. Pentru că a zis băi, nu-i mai încred, nu mai vorbesc ca Iurea, transmit mesaj a Iurea, unul zice dimineața una, după amiază spune alta, uh, ne spune una, fac alta și a, asta creează un soi de... Uh, și de aici vine uh, argumentul meu cel mai mare mai degrabă când zice a uh, suntem needucați. Evident, educația are și ea o, 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 o formă, dar de multe ori noi N-am fost nicio țară excesiv de educată, din multe motive, istorice, sociale, economice și mai departe, dar să zicem, în anii 70 lucrurile nu se pune problema. Și nu neapărat din cauza că exista un sistem totalitar sau autoritar, să zicem. ci existau o încredere în autoritate, în, 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 în știință, în medicină. Adică un țăran nu punea niciodată la îndoială autoritatea medicului sau punea într-o măsură mult mai mică. E, până a venit Elena Ceaușescu. Ok, are. evident, asta e iarăși o dovadă felul, în care, care distruge autoritatea. Când mm -hmm. intervine un incompetent peste un domeniu de competență. Și atunci spunea, domnule, profesorul e, pe domeniul lui. Dacă mi-a zis profesor cu drept să învăț, aveam încredere. Dacă a zis medicul o chestie, aveam încredere. Pentru că astea funcționau. 30 de ani noi am destructurat toată povestea asta, nu avem încredere decât în bani și nu știu ce, și atunci când zice autor... adică când a ajuns la 10% încrederea în Parlament și așa mai departe, păi, în Parlament și nu știu ce, atunci îți dai seama că orice zice Parlamentul, mai degrabă 90%. lasă frate, îmi place, n-am încredere în nimic. Tot ce ați făcut până acum a fost dezastru. Și atunci de aici vine o mulțime de lucruri. Asta nu înseamnă că țări precum Grecia sau, băi, uite, Portugalia care întotdeauna am fost destul de aproape la mulți coeficienți în anii 70-80 și mai departe, acum funcționează mai, mult mai bine. Pentru că anumite mecanisme instituționale de încredere funcționează. Și de aici vine, de exemplu, băi, nu sunt competent în domeniul ăsta. Am încredere în prietenul meu medic. Îl întreb, mă, 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 fac, mă sau nu? Și prietenul medic spune, normal că te vaccinez, nu mai discutăm, dă drumul. Și nu mă mai stau și ascult baba... Ileana de la piață. Apropo, apropo de spiritul ăsta de frondă despre care vorbei, uh, mai, mai este și o campanie pe toate televiziunile. Uh, eu refuz să cred că poporul român este atât de prost și bătut în cap și, practic, răspunde uh, și la toată această campanie. Are un spirit de frondă. Plus, te uiți la TV și te apucă... Uh, devine vrutic, pur și simplu. Mie, mi se, mie așa mi se întâmplă fiecare... morg în fiecare seară. În ultimele seri m-am uitat că n s-a împuțit treaba și cred că n-am mai dat de mult atenție vreunei emoțiuni de cenzură cum am dat în ultimele zile. Pur și simplu am mai enervez foarte tare. E, și când vezi aceleași goarne în fiecare seară, goarne publice care îți vorbesc doar de un singur, o singură parte a monezii, Așa, te scarpi puțin în casă și zici, stai, că nu e așa. Și asta nu se întâmplă numai la noi. Mă uit ce se întâmplă în lume. În Slovenia se bat cu poliția. Unde? În Elveția se bat cu poliția. În Canada au intrat, au ieșit vacciniștii, vaccinații. Noi nu suntem o excepție, clar. doar că procedurile sunt diferite. În Italia nu mai spun, s-au blocat, -au blocat autostrăzile de camionagii care nu vor green card-ul. Nu știu ce se întâmplă în Australia. Acolo, dintr-o dată, pare că a devenit un stat totalitarist. Um, încerc eu să dau un, un răspuns parțial uh, care vine dintr-o dintr observație mai veche, apropo de toate campaniile astea comandate de stat sau uh, de guvern, făcute. Uh, scuză mă pentru... puțin că voiam să mai adaug un singur lucru. Mă uit la ProTV și știrile externe sunt cum fac unii yoga în Caraibe. Înțelegi? A, că ți ascund. Da. Uh, da uite, da, so, Mă rog, în fine, dar știu ce zici. Uh, da, până la urmă, toți ne informăm și avem canalele noastre și să zic, să ul să fie sănătos, în definitiv. Ce voiam să spun este că am văzut lucrul ăsta de-a lungul zecilor de ani, când este o campanie din asta de tip etic, de tip guvernamental, de tip civic, de educarea maselor, a cetățenilor. Ea este făcută că avem de cheltuit niște bani. Avem de bifat o chestie, și hai să o facem acum. De multe ori le auzim colegii voștri de la alte radiouri, dau chestiile astea și le auzim la radio și spune: Nu știi, nu înțelegi nimic, dar după aia zici o campanie comandată și finanțată de Guvernul României și așa mai departe. Deci sunt făcute fără chef, birocratic, în dorul ca să se ruleze niște bani, niște fonduri. În schimb, ăștia alții care fac campanie antivaccin, care fac campanie mă, despre, nu știu, mă, o culta mondială, sunt convinși. Deci oamenii ăia sunt pătrunși, au niște uh, motivații uh, mult, mult mai... Uh, yeah. Ridicate, mai acute, mai și niște metode mai date naibii. Adică e o diferență. Absolut, adică e foarte important ce spune, pentru că aici vine cumva și cu, pe de-o parte, neîncrederea foarte mare în instituții, în stat, în autoritate și mai departe, pe de pe altă parte, pe oamenii au un simț foarte acut al autenticului și al minciunii, sau mă rog, al falsului. Adică, când vine... Aia, adică, oricine știe când e limbă de lemn și când e chestie mm -hmm. la... Așa, să curgă banul, mai ales astea guvernamentale, într-adevăr, sunt făcute să bifăm, să luăm uh, banul. Uh, pe de altă parte, de exemplu, eu cred că era mult mai autentic dacă scoteau în față oameni în care lumea are mai multă încredere. Pe diverse categorii în care să le explice clar, ba chiar eu aș fi adus în studiouri uh, antivaxer cu... Să, să Cum, fie clar că ne interesează pe Germania, bune. În Germania, Așa se face. Adică, adică aș fi vrut să văd yeah, oameni competenți well, care cunosc povestea, așa și niște antivaxeri decenți, nu din ăștia isterice. Că mm -hmm. sunt acolo oameni, am, cunosc oameni foarte decenți, bine argumentați, bine gândesc, foarte interesant, adică știu foarte aplicat, nu sunt educați. Și atunci discuțiile astea, pentru că noi vrem să arătăm că, domnule, problema e reală. Nu-i ascuns, să nu ascundem nimic și scopul nostru a tuturor este să o rezolvăm. Pentru că și ei, au niște argumente, mai ales sunt legate pentru că aici afectează economia, aici ne afectează viața, aici ne afectează multe, multe uh, elemente ale vieții noastre uh, economice și sociale. Și atunci, e clar că noi am mers pe. Pe, pe de-o parte, când zice, iese președintele și spune, stai să 10%? De, hai mă, ne lași. Dar dacă au niște medici foarte, niște autorități, niște oameni care uh, morali care există astfel de oameni în societate, băi, la țară, toată lumea știe cine, poștașul, uh, profesorul, sunt niște oameni în care oamenii, de exemplu, știu când te mergi la creșt, este unul pe care îl întreabă toată lumea, cum e mă, ia-l explică-ne nou. Ăia sunt oameni foarte importanți în comunitate, pentru că au niște opinii foarte clare, indiferent că sunt pe o parte sau alta, dar întotdeauna ai oameni care cunosc lucrurile și atunci trebuiau lucrate cu to toate aceste mecanisme. E puțin complicat aici, pentru că când te uiți la TV, întotdeauna cineva urlă la tine. Deci se urlă stop nu mai e o dezbatere coerentă. Păi da, asta e un semnal, am ajuns în faza isteric, isterică, Ea e o chestiune cam, cam irațională. E foarte riscant în zona care suntem, într-adevăr. Acum ai văzut că și Facebook, o brusc a descoperit, inginerii de un, o fată inginer de la Facebook a descoperit că, stai mă, dar acesta e un instrument de vânzare, nu e un instrument de discuții sociale. Zic, dar bine, asta se știe de vreo 15 ani. Am descoperit acum. Și zice, culmea că, ca, pentru că, ca să vândă mai bine, se folosesc elemente de emoții, isterie, ură, pentru că vând mai bine. Ah, bună dimineața! Deci noi credeam că facebook este de discuții sociale, de societate civilă. De zbotere, nu, da, nu, da, nu, da, nu, da. nu, nu. Animalul este, ăla e altfel construit. Este foarte. e, e, e dat naibii. Apropo că mă întreba cineva mai. Lucrul recului cum se manipulează oamenii prin publicitate, prin se gândea la spoturi, și uh, uite că Facebook-ul este o unealtă mult mai uh, uh, puțin bănuită de manipulare, care totuși își face treaba mult mai bine. Pentru că oamenii înșiși se apucă să discute. În timpul campaniilor uh, electorale, de exemplu, toată lumea spune cu cine, mă rog, există tendința asta să spui: Eu votez cu ăla și urmează o argumentare, vin cu statement-uri din astea, așa. Și eu de fiecare dată le zic: Nu mai spuneți chestia asta. Unul la mână, că poate vă răzgândiți. Și lăsați așa, că de, de obraz după aia nu vă mai vine să, să schimbați ce s-a spus, acolo care ați scris, ați declarat, ați făcut statementul public. Și a doua la mână, pentru că intrați, deveniți niște postaci, intrați într-o spirală din asta a, a postăcelii, a, a propagandei. Te transformi într-un idiot util care faci, faci propagandă altuia mai abil decât tine. Facebook se pare că se face vinovat de multe din nenorocirile sociale care s-au întâmplat de la primăvara arabă încoace. Acuma deci sunt... cel puțin nu este străină de multe dezechilibre în anumite zone. Dar asta s-a scris de mulți ani, adică nu e o noutate. Faptul că acum niște ingineri de la, care au plecat de la Facebook ne spun că sunt și niște algoritmi. Adică Toată lumea bănuia, S-au scris câteva cărți foarte bune pe domeniu. E, documentarul de pe Netflix. Da. S-au povestit, sunt de 5, cel puțin 15 ani, eu cunosc câțiva autori foarte importanți pe domeniu, care au scris și au explicat că e un instrument mult mai culmea mai e autoritarist și noi îi spunem, dar că e democratic e democratic folosim aceleași softuri, e unitar e adică n-am fost nici măcar în sat când trăiam atât de unitar cum suntem astăzi pentru că fiecare măcar mai avea opinii acum la nivel global, că ești în China că ești în America, că ești la la București, folosim același soft același algoritm și așa mai departe și am fost atenționați de oameni doar că acolo s-a discutat în niște pături foarte inteligente, băieți cu minți și n-au ajuns. Acum când au ieșit băieții și au spus, ba chiar sunt algorit mai uri, adică promovează un anumit tip de emoție și de texte și anumite lucruri sunt blocate și așa mai departe, acum ne dăm seama, ei, dar animalul ăsta e cam periculos. Uh, și da, astea lucruri, sunt, lucruri funcționează, trebuie să fim conștienți de lucrurile astea și trebuie să știm, adică să fim cel puțin să știm cu ce instrument, adică dacă lucrezi cu lama, trebuie să știi că te tai foarte ușor. Când ești cu toporul, funcționează altfel, când ești cu uh, jucărie de lemn, funcționează altfel. Trebuie să vă întreb ceva. Suntem toți trecuți peste o vârstă, unul moldovean, doi din București-Selăjan, da? Uh -huh. Și am prins ceva comunism la viața noastră. Uh -huh. Mă rog, ăla pe care l-am prins, suficient cât să înțelegem cum ne descurcam social atunci, cum funcționam social atunci și cum funcționăm acum. Uh, mai mult, avem și o istorie relativ recentă a secolului trecut, care a fost destul de sângeros. Uh, și cu niște personaje care, uh, la vremea respectivă, aveau o imagine foarte bună și ulterior s-au dovedit foarte toxice. Vezi Stalin, vezi Hitler și așa mai departe. Uh, dacă ar fi să transpun cumva această experiență a anilor de comunism pe care am trăit cu comunicare, cu cenzură, cu toate problemele sociale, să o transpun în vremurile noastre, aș putea să mă gândesc că există niște unii care au o minte destul de toxică și care vor să instaureze un regim totalitar acum. Cam care sunt butoanele pe care le-ar acționa? Pandemia ar veni în din punctul ăsta de vedere. Facebook-ul, Instagram-ul și toate social media, de asemenea. A, da, nu știu. Eu vorbesc în general de consumism, de partea. Pentru că este discuția asta, și avem aici un, un om care îl avem pe Vasile, care este mult mai adâncit în genul ăsta de studii. De multe ori se vorbește astăzi despre proletariat cu întrebarea unde este proletariatul și de multe ori zicem, a, dar nu mai e clasa aia muncitoare de pe vremuri, că nu mai sunt atâtea fabrici și ajungem la niște concluzii, concluzii puțin derutante. Și totuși, noi cu toții, dintr-un anumit punct de vedere, suntem niște proletari ai sistemului de consum. Noi, deși nu... Ei, da. Mai vezi dimineața la metrou când se duc înspre nord, acolo <gântilor> unde sunt <gântilor> dita mai Cu corporatiștii, adevărat, ok, este chestia asta, așa, bă, proletarii cu gure albe și asta este. și aici e un răspuns posibil. Da, eu, în general, încerc să fiu mai atent când comparăm un tip de regim cu alt tip de regim, adică teza mea e destul de simplă, în sensul că fiecare regim vine cu riscurile sale, cu anumit tip de riscuri. Uh, nu cred că ceea ce am avut înainte poate fi, se poate repeta în aceeași formulă, dar întotdeauna trebuie să-ți pui care sunt riscurile astăzi. de unde vin? Adică în vechiul regim era un sistem destul de mult mai simplist față de cel de astăzi, pentru că avea un partid, o control foarte puternic, o formă de autoritarism, o autoritarism care deseori dădea în uh, dictatură. Un pact al populației. Un pact al populației uh, care, pentru că nicio formă de autoritarism nu funcționează dacă nu există și o înțelegere, mai ales în anii 60-70, dacă ne uităm. Anii 80 în România a fost o, un anumit tip de excepție monstruoasă, eu am trăit în Uniunea Sovietică, a fost puțin altfel, dar exista acest consens, adică noi ne facem că muncim, voi ne faceți că plătiți, veni ca formulă, sau exista, noi ne dați o pace socială, o garanția modului în care social ne dezvoltăm, noi nu vă criticăm sau vă acceptăm și atunci exista acest pact social care a funcționat, a funcționat pe alocuri mai bine, pe alocuri dezastruos și mai departe. Riscurile acolo veneau din acest control politic care era foarte nasol în sensul că e foarte greu să trăiești într-o societate în care controlul politic e atât de... Adică suntem, până la urmă, vrem să spunem ce ne doare, vrem să povestim, vrem să ascultăm ce vrem și mai departe. Adică omul, omul e o ființă destul de liberă, vrea să fie liber, cel puțin, tin despre asta. Și asta e un fenomen care nu putem să-l acceptăm în nicio formulă. Ne trezim în capitalism, acum ne trezim cu alt tip de probleme. Observăm cum uh, brusc ceea ce în, capital, în comunism, stabilitatea din adică, ca, comunism care o ram de moarte, brusc am căzut într-o zonă de flexibilitate și de precaritate atât de instabilă că deja intrăm în depresie. Adică copii care în într-un an de zile au 8 joburi, sorry, nu e ușor să trăiești în chestia asta, e foarte greu când nimic, ziua de mâine nu e sigură, când jobul nu e sigur și așa mai departe, uh, inflație, etc., etc., etc. Plus că ceea ce observăm este o tendință de monopol, pentru că noi aici, monopolurile economice, care încep să aibă control tot mai mare, de exemplu, ni s-a spus, domnule, cu energia, iar am luat o țeapă imensă, ceea ce parținea statului control asupra, am zis că e rău, că statul nu știe să gestioneze această energia. Să o dăm la privați. Bani, ne-am trezit că am dat la privați. De fapt, ce am dat? Am dat o, ce, ce, avem, un soi de a aparținea statului, indirect, poporului, să zicem așa, sau mă rog, simbolic, hai să zicem. Am dat la două mari corporații care ne vor, așa, nu, nu ai, ai ei că vom avea posibilitate, va fi concurență, va scădea prețurile. ne trezim imediat la trei prețuri peste. și aceste mecanisme noi nu putem să le controlăm, dar aceste mecanisme îți afectează enorm de mult viața. Așa cum, de exemplu, când pe piață apar trei mari corporații de vânzări sau nu așa mai departe, când fac angajări când ei se înțeleg între ei toți, și guvernul Pătirea tace, să fie plătiți la 300 de euro. Și tu spui, dar noi avem libertate. Ai, ai libertate să te duci de la X la Y la Z? Ei, pe naiba, n-ai nicio libertate pentru că tot la 300 de euro rămâi. Doar că acolo o să fie mici nuanțe. Unul o să-ți mai dea un sandwich, altul o să-ți dea 20 de minute la pauză, nu 15, și o să poți de două ori merge la BCU, nu o dată pe zi. <laughs> și atunci, intrăm într-alt tip de... Eu, 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 chiar acum am fost și am văzut apropo, văzut muncitor universal al lui da David Schwartz care povestește exact munca uh, uh, angajaților de la mari uh, retailer, vânzători de mari, mari magazine, supermarkete. Și acolo când vezi nu prin, ce trec, prin ce trec asta, păi, e un soi de neosclavagism. Sorry, știi? E evident plătit, dar plătit. Și atunci când statul, îi cerem statului, zi, dacă statul nu intervine și spunem băieți, ridicați și voi o leacă salariu, că îi omorâți, ce nu avem suficiente uh, venit. Păi când te uiți la profituri, te sperii că au cele mai mari profituri în Est, mari, în marele magazine. Uh -huh. Bașca, că aceste profituri din Est nu le scot prin impozitare, ci prin mecanisme, vezi scandalul cu offshore-urile de acum. Nu știu, nici nu știm sumele, nu putem să le rostim sumele alea, câte, ce bani imenși toate corporațiile scot prin acele offshore-uri. Și cine este garantul politic al acestor mișculații? Păi, garantul politic sunt niște oameni pe care alegem democrat, și care aceste mari corporații fac lobby imens ca să X, Y, Z să aibă restricții, să nu mai plătească impozit nu știu de care, să nu plătească impozit pe profit, să fie, mic, să fie micșorată în așa, să mai primească niște subvenții de la că noi investim, venim să salvăm economia românească și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun, eu spun, trăim în această lume, suntem de acord. Ceea ce noi trebuie să înțelegem este cum aceste mecanisme ne pot pune în situații destul de care ne limitează libertatea. Pentru că noi libertatea, da. vorba aia, știi? în comunism nu aveam voie să spunem, în capitalism spunem, dar are nicio efect. Și care e diferența, știi? Adică, evident că există o diferență, dar o diferență, pe viața mea, este în același context foarte scăzut. Și atunci, ceea ce noi trebuie să înțelegem este ce tip de riscuri vin din acest tip de organizare socială, economică și mai departe, pentru că ne afectează enorm de mult viața noastră, pentru că libertatea nu e doar să spui. Libertatea înseamnă și acces la sănătate, și la educație, și la drepturi sociale, economice, fără ele, nu prea faci multe. Ce folos eu că pot să scântăm cu Florin nu știu ce cântece pe care le scrie foarte mișto și foarte bine și foarte necesară dacă ele nu au niciun efect. Plus pandemita vieții care vine cu un soi de restricții care ne pune viața, ne încurcă rău de tot. Cel puțin pe unii dintre noi. Da, aici e ai problema. mai mult chiar și acasă, știi, Orcă de lene. Da, aici problema cu sănătatea publică e o chestiune mult mai delicată pentru că e o formă de excepție. Să zicem, pandemiile, marile pandemii, ele le-am avut de-a lungul istoriei mai multe. Uh, și s-a intervenit printre această situație de excepție, în sensul în care au fost saluat niște decizii care a trebuit să cumva să încheiem un soi de pact. Să renunțăm periodic la anumite drepturi, tocmai pentru a ne salva viața, pentru că e vorba de viață și. Uh, ceea ce în, la un moment dat a fost just. Absolut. Ceea ce noi înțelegem acum este faptul că, pe de-o parte, n-a existat un plan foarte clar, nu ne-a explicat nimeni și mai rău, cel puțin în cazul nostru și în mai multe țări, nu că toți, pe toți ne-a adică ne-a arătat că suntem cam și regele gol, adică chiar țări foarte puternici au arătat că nu sunt pregătite pentru, pentru că am trăit o perioadă foarte lungă fără probleme de acest tip. Medicina și făcuse treaba Brusc, toți am observat că, odată cu neoliberalismul din anii 70 încoace, nu prea mai investit bani serioși în cercetare uh -huh. de anumit tip, în medicina structurală. Adică nu am dezvoltat o mulțime de domenii pentru că am zis că merge. Am investit, vorba, aia, mai mult în chirurgie plastică decât în medicină de alt ordin, pentru că ne trebuia să fim frumoși ca să meargă business show. Uh, și acum ne-am trezit cu o problemă destul de gravă și ne-am dat seama, pa, suntem cam uh, ciruiți. Până și țări, că precum Italia, precum Franța, precum uh, multe alte țări, cam ciuruite. Și acum, evident că, uh, în momentul în care noi vedem că, după un an și ceva, nu numai că nu s-a rezolvat, dar ni se pare că e un haos uh, și. Uh, ne cade țara în cap! Ne cade țara în cap, ne cade sistemul în cap. Uh, sunt pături imense afectate economic, pentru că culmea, cei bogați văd că le merge tot mai bine, statistica așa arată, uh, iar păturile de jos o iau în freză foarte direct și atunci, evident că oamenii sunt nemulțumiți și atunci reacționează. E clar că uh, avem probleme cu. Adică, eu cred că totuși lumea a fost destul de cu minte în prima fază. Adică, chiar s-a respectat. Eu mi-aduc aminte prima fază, dacă vă aduceți aminte, uh, când a spus să nu ieșim, n-am ieșit, uh, să nu facem aia, n-am făcut, dar clar că n-au fost niște pași lucrurile nu s-au rezolvat și atunci oamenii încep să nu mai, mai degrabă reacționează ca o formă de nesupunere. Eu o să spun cumva pe șleau. Pe mine m-a speriat acest prim-ministru pe care l-am avut, piticățul pentru că Păi, te trezești peste noapte cu o grămadă de ordonanțe date direct prin guvern care să fenteze Parlamentul, care încalcă Constituția. În momentul în care Renate Weber, avocatul poporului, se sesizează o amenință că o dă afară, Păi, da. ce e asta? N-a reușit să o dea afară, slavă Domnului. Renate Weber chiar declara zilele astea că ideea de a primi numai vaccinați este o dată discriminatorie la concerte, pe restaurante și așa mai departe și elimină ideea de, de certificat verde. Că toată, în toată Europa și în toată, uh -huh. și în Parlamentul European s-au negociat, s-au fost niște negocieri în ceea ce presupune certificatul verde, practic îl elimini, Nu mai ai ce să faci cu el, dacă nu vrei să te vaccinezi. Uh -huh. Uh -huh. Da, da, da. Deci avem certificat verde pentru că ar fi de ajuns certificatul de vaccinare. Corect, da. E, e o chestie la care toată lumea a adus uh, critici, uh, indiferent dacă îți vaccinați sau nu. În fine, bine că am scăpat de el sau mă rog. Da, dar uh, povestea a rămas încă în, în funcție, pentru că uh, ceea ce uh, riscul foarte mare a perioadei astea de excepție, adică perioadele de excepție e când uh, tu faci uh, numai instrumente de control asupra celor care iau decizii. Și asta e o chestiune foarte riscantă, pentru că brusc, băieții ce au înțeles că uh, o chestie foarte tehnocrată așa care e deloc politică. Iar eu cred că economia trebuie să fie dominată de politică, în sensul să fie în sensul în care noi putem încă, avem instrumente de control sau mai. În momentul în care țara începe să fie condusă prin ouguri, prin ordonații de urgență, păi s-a ajuns până la și primărie. Nu ne convine gunoiul că e mafie, că e nu știu ce. Păi asta e un motiv, oricine poate să-l spună. Și atunci cum coordonăm? Prin aceste ordonanțe directe sau prin, eu nu mai știu cum îi zicea doamna de la sectorul 1, că mai au încă o tehnică. Dar aceste forme de, ordona, de, a, de a conduce țara prin ouguri este foarte nedemocrată. Pentru că sub ea se poate ascunde orice tip de business, poți să-l dai afară pe unul care ai contract normal, pe zici că nu-mi place ochii tăi, îi zici e ciumă roșie, îi zici ciumă albastră, ciumă nu știu de care și atunci tu ți uh, faci acest, uh, ordona, această ordonanță de urgență și faci cumperi miliarde de măști dacă vrei sau mă rog, ce crezi tu pentru că iar în spatele lor știm că se ascundă de multe ori business foarte mari. Căutam o știre pe care voiam să o vă citesc i-a plăcut cum, cum funcționează de fapt lucrurile României. Fiți atenți aici. Florin Câțu cere primarul... Când s-a întâmplat nenorocirea de la Constanța, da? Florin Câțu cere primarului Constanței să o demită pe managerul spitalului, da? Ulterior se dovedește că spitalul ceruse primăriei o instalație de detecție incendii și investiții în rețeaua electrică. Primăria nu aprobase investiția. Florin câțul demite și pe Vlad Berbecar, director al Autorității Naționale pentru Managementul Calității în sănătate pentru că nu a făcut nicio inspecție din luna mai de când a fost numit. Berbecaru vine cu un OEG numărul 28 din aprilie 2021 <laughs> în care scri, se scrie că evaluările sunt suspendate pe perioada stării de alertă, semnată de domnul Florin Câțu. Câțu da. Băi, ce cauți mă în funcție acolo, bă băiatule? E bun să găsească țapii spăjitori. Peste tot numai uh, propria răspundere. Este un șef românesc. Șeful românesc la care Imediat știe pe cine să dea vina Dar nu Și a nicio răspundere este, Mâi, e, e, e total E opusul Unui adevărat lider Când am avut Nenorocirea de la colectiv Guvernul și-a dat demisia Da, toată lumea spune chestia asta Da. Se așteaptă lucrul ăsta Se așteaptă. Vine -a fost, președintele... Anul ăsta a fost 12 S-a ars de 12, 12 ore Într-un an de zile, deci da. Vine uh, președintele, ne spune, el, reprezentantul suprem al statului și ne spune că statul a ieșuat, ce mai cauți în funcție? Adică nu e ca la fotbal? Băi, n-ai făcut performanță următoare? Da, el nu anului? a citit Constituția, că Constituția scrie foarte clar cine este statul. Statul este, el este parte, mai ales una dintre elementele cheie ale statului român. Deci dacă statul a ieșuat, atunci el este elementul central al eșecului. Deci lucrurile astea, dar la noi președintele se comportă ca și cum n-ai văzut că a zis policieni sunt isterici. Vă vorbeșteți de ca care cum el n-ar fi partea uh -huh. acestui grup. El este parte, adică al eșecului, criza asta este partea acestei crize, chiar unul din elementele centrale ale acestei crize. Deci nu pot să se sustragă în halul ăsta, știi? Pentru că, adică corect ar fi fost, ne cere în scuze v-am ieșuat statul și eu a câta oară, știi? Nu o să auzim asta. Nu o să auzim niciodată, adică era mult mai decent să-și asume o parte din vina, pentru că este partea problemei, este partea uh, politicii și uh, cred că și arăta și mai uman și mai da. respectabil în fața oamenilor, pentru că oamenii înțeleg când greșești și să asumi partea asta. Când tu vorbești ca și cum voi am venit între voi aborigeni și ce mai faci pe aici? Păi v-ați stricat Da, vă nu știți asta? Jucați golf. Vă jucați golf, <laughs> da. da mai cu golf așa. Nu, eu mi-aduc aminte, scuze, de dar mi-aduc aminte că râdeam de Băsescu pentru că una, două își cerea scuze. Dar acum regretăm că măcar atâta era puțină empatie. <laughs> da, 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 el avea cinismul ăsta de a ceri <laughs> <laughs> da, în fine, l-a da, 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 da. făcut mai suportabil, stilul ăsta. Așa că puțin mai mai vărsa o lacrimă, adică da, el el avea el, avea, el a fost unul dintre uh, președinții care pe cât de cinici a fost, atât de multe elemente de umanitate avea. Ba, înjurăturile, ba, miștocăreaală, ba, ba un, bănușchi, un, bahar, ba un uh, cu paharul la volan, două sticle și unul la volan. Adică sunt chestii foarte umane. Și oamenii înțeleg umanitatea asta oamenii o acceptă mult mai ușor. De exemplu, actualul președinte este destul de e ca un roboțel, adică e foarte foarte inuman. Uhum. Adică are, are elementul ăsta de stranietate, de ceva care nu face parte dintre noi. Nu e dintre noi, e din altă lume, știi? Și asta irită când există și atitudinea asta de superioritate. Dacă se împiedica, că de-ași vrea, lumea înțelege, lasă domnul președinte că și noi mai cădem. Adică și noi mai facem chestii asta. Dar în felul ăsta mă tem că acest președinte va fi unul dintre cei mai urâți președinți ai României. Are toate datele probleme. Dacă, mai ales că nu mai are mult. <laughs> mi uh, mie treaba asta cu jucatul golfului <laughs> Zici tu. Mi s-a părut Păi vorbesc serios și îngrijorător Mi s-a părut că omul suferă de disonanță cognitivă Adică, n-ai nicio treabă În plină pandemie, da? Îți cade țara în cap Mori ars în spital Și tu mă trimis la golf dacă, Dumnezeule. dacă făcea asta un scenarist de sitcom, ziceam că e prea trasă de păr. Da, da, da. da? Adică ca scenariu, pentru că da, a, sunt mai multe semnale care ne arată foarte clar că avem o elită atât de ruptă de realitate, dar foarte ruptă, în sensul că nu mai fac conexiunile astea minime. De exemplu, chiar și, și prim ministrul când a fost întrebat de pâine, știi? Adică nu zici că nu mănânci pâinea în România, știi? E mâncarea de bază, adică tot, adică noi trăim din, noi noi mâncăm, e 90% din asta trăiesc, sau mă rog, hai, exagerez. Și 50% plus, adică pâinea este elementul cheie. Găsești o altă formulă, chiar ok, nu știi prețul, pentru că nu altcineva îți face cumpărăturile. Dar bine, în primul rând. ce să cauți acolo? În ca prim-ministru trebuie să știi coșul zilnic asta e face parte din meseria cam trebuie. Și tu zici că nu, mă scuzați, eu nu mănânc pâine. Adică eu sunt și din altă categorie social. Eu sunt din ăla cu cozonac, știi, ca vechea. Și atunci când vine și președintele, când ți-o spune asta cu golful, te gândești... Băi, How, adică <laughs> în primul rând că golful, în primul rând că nu știe lumea ce e golf, adică țăranul, știi că prima au apărut cu ăla de la 107 cu... da. acolo era Islaz și <laughs> acum ne-au făcut, știi? adică ne au stricat au făcut adică, adică e... trebuie să ai o conexiune minimă știi, adică ziceai minge de fotbal era un realist, adică nu dar stai că și aici apărea probleme stai domnule că ne-ați stricat toate noi știm, în Pureș, toate relele au fost închise da, sau da, distruse da. și nu dacă n-ai dat-o pe Golf, pur și simplu i-a luat până și pe a surprins, adică stai băi, noi suntem sărăntoși sau ce? Adică <gântu -i> noi cine? Deci de de ce facem cu milioanele noastre? Adică dacă tot țara nu-și permite Golf, noi cine suntem aici? Nu se face asta, știi? Ai lasă că a luat primul cel mare pentru conducerea României pe o traiectorie pro-europeană bazată pe valorile statului de drept. Da. Cu un câțu care încalcă Constituția și cu un președinte care o încalcă cu... În fine, ce o să fie în 2024 când vin toate alegerile în același an? Exact, lumea vorbește rând. că... Da, putea să puteți vină mai repede. Doamne ajută! Dar lumea vorbește că vom avea un guvern și un parlament majoritar PSD-aur. Eu nu, nu mă foarte mult la politică, dar dacă... Nici tot... eu, dar am redevenit specialist în ultimile zile. Da, nu, nu știu, nu mă bag în chestiile astea. Mass media e plină de analize și de tot felul de... Uh, 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 cum să zic eu... Uh, anticipări din astea, care mai de care, mai uh, argumentate și... Uh, n am... Nu aș fi... Naiv să cred că mă, mă pot să zic și eu ceva, pot să mă bag în uh, cadrul ăsta și de asta o, o să vorbesc uh, pur și simplu uh, pe, pe zona asta a uh, solidarității și a uh, lucrurilor care ne interesează pe noi cei de jos, uh, și anume ca o formă de uh, ripostă. Uh, ca o formă de rezistență chiar ce se poate face și să fie și pe, pe zona de ecologie și pe zona de, nu, nu numai de interes național, să mergem să cumpărăm de la piețe. Că vorbeam despre marile, marile interese din, din marele retail, vorbeam despre acest monopol, care este asistat până la urmă de, de stat, deși oficial nu este etatist, dar este, să zicem, protejat de, de cei de la putere, indiferent de cine vine în 2024 sau nu și așa mai departe. Noi putem să mergem să. Unea, nu pot să zic să refuzăm supermarketurile, nu mai mergeți la X sau Y. Ok, da, e bine că le avem, dar să înțelegem ce înseamnă faptul că le avem la orice colț de stradă. Că anumite hipermarketuri care în toată Europa nu sunt decât în afara orașelor, noi le avem în buricul târgului și cum lucrurile Cu astea... Reglementări de închidere. În weekend, de exemplu, multe din ele trebuie să fie închise. Sunt reglementări de ordine asta sau accesul la marfurile locale și multe, multe alte. Pentru că, până la urmă, dacă vine aur și aur, o să, o să protejeze uh, 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 micul întreprinzător român prin niște politici, nu știu, sunt în, într-atât de nebuni încât refuză și șpăgile de la... Uh, acele X sau Y că, pe care nu le-am pomenit mai devreme. Am uitat ieri în uh, Parlament, da? uh, la demiterea lui Cățu uh, și am văzut această apucătură de... să fiu puțin misogin, de obicei de femeie isterică la domnul Cățu, știi cum e el mai mic așa mai la nivelul verzei? Mm -hmm. Știi, a început să arunce pur și simplu pierzând, începe să arunce cuvinte grele și foarte multe la foc continuu. Și s-a folosit basically, de o amprentă, de o ștampilă pe care aur o are pe cap și anume i-a făcut fasciștii. Uh -huh. Vă cum vi se părea această formațiune, de care eu recunosc, nemai fiind atent mulți ani la politică, am aflat. Fix când au ajuns în Parlament. Nici n-am auzit că există până atunci. Da, mi se pare că este o, o, o idee de marketing politic. Sunt un, unii oameni înăuntru care chiar cred, cred sunt uh, militanți devotați, dar uh, am impresia asta că. Eu tot am văzut că se încearcă tot felul de formule, chiar am surprins eu fiind atent la comunicarea politică, am văzut că sunt luate de la. Trump sau de la mișcări din astea de afară, suveranism, alt right, tot felul de... Adică Bruce a împărțit lumea între și progresiști și, și conservatori. Și s-au aplicat anumite elemente într-un mod din asta la rece, așa o lipitură la rece, hai să facem treaba asta și în România. Și aur este o... A apărut astfel, oarecum. Cred că a fost o decizie. La, la modul că suntem. Cum fac un întreprinzător care vor să investească în restaurante și zic ce merge cel mai bine? Restaurant italienesc. Ok, mai avem încă 10. Nu-i nimic. Lumea e, e o rețetă care merge. Acum facem un partid politic nou. Ce să facem? Restaurant italian. Da. În <laughs> fine, este genul ăsta de... Adică n, n ce, să ce, ce, ce ia electoratul României mari, cum să spune. Probabil că da. Bine, Probabil că la mai multe electorate. Adică și mie mi se pare, adică, mă rog, mi se pare că cunosc puțin, urmăresc uh, chiar dacă și pe mine m-a surprins procentul care au intrat. În, în, în de acolo e clar că sunt niște specialiști, ei lucrează destul de bine cu specialiști. Adică e vizibil, sau cine urmărește mai atent, Adică știu să comunice, știu să știu tehnici, strategii de comunicare, de organizare și mai departe. Ei din start, nici tu n-ai știu nici eu, pentru că noi nu intram în targetul lor, adică ei nu-și pierd timpul cu deal de noi. Uh, pentru că ei lucrează foarte țintit aproape uh -huh. ca pe piață adică nu, asta nu, nu ne privește pentru că nu o să cumpere niciodată genul ăsta de produs adică în sensul ăsta așa cum ei știu că eu nu o să votez niciodată aur și nici au mai cheltuit energia cu mine și leuțul au mers la cei care uh, uh, sunt chitiți pe acest segment uh, pe de o parte neîncrederea și uh, în partidele mari pentru că au scăzut foarte mult ele au degradat destul de mult, există un segment care nu mai este reprezentant, din punctul meu de vedere noi avem undeva 70% a populației nereprezentate și nimeni nu se întreabă, bă, dar ce facem cu țăranul ăla, bă, dar ce facem cu muncitorii ăștia, ce mai facem cu băieții care sunt la muncă pe afară, care sunt mulți și supărați și așa mai departe. Sunt segmente întregi pe care nu îi reprezintă nimeni. Toată lumea s-a bătut ultima perioadă pe middle class de oraș. Toată lumea are program pentru middle class, să-i facem biciclete, să-i facem mai curat, să-i facem nu știu ce, să impozite, să nu știu cum. Precând la, la sate sau, mă rog, în, în zona asta rurală, am văzut, funcționează oamenii după uh, ierarhii proprii și reguli proprii. Absolut! Și uh, atunci uh, ei au făcut, din punct de vedere al strategiei de politice, a făcut un, un lucru isteț, pentru că a zis, există segmentul pe departe progresist uh, ur, urban reprezentant de, de USR dar există o altă parte a populației tăcută care supărați și s-au săturat de acest tip de discurs care nu i reprezintă nimeni și atunci au venit, e un soi de USR aur, mi se pare că e aceeași monedă întoarsă pe o parte și apta a povestii tipul de discurs e același, puțin isteric, puțin populist. Bun, jos zici masia, că n-ar exista jos... unii fără ceilalți, cum era PRM cu DMR pe vremea? Uh, au multe elemente, chiar dacă ele aparent sunt contradictorii foarte uh, la polu opus ca discursivitate, dar ei îți spun sunt, uh, aceeași un întreg, dar uh, fețe diferite, adică uh, ele una fără alta sunt foarte apropiate. Uh, în același timp, evident că au halit din... Uh... Apropo, uh, o să vezi că la Auro o să găsești mulți din foștii USR Plus din piață și mai departe, mulțime de elemente, lucruri care nu prea vorbește. Sunt acei oameni nemulțumiți, pur și simplu acea nemulțumire n-avea unde să, o direcționeze. Au ieșit aici cu aur, cu USR jos, ciuma roșie, nu știu ce, au fugit încolo. Când s-au mai nuanțat lucrurile, zic, bă, dar eu nu sunt cu LGBT, cu drepturi, pe mine mă interesează aia, 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 eu cu poporul român, nu știu ce, cu Maica Domnului și nu știu ce. Dar discursul e tot pe acolo, o leacă fantasmagoric în de realitate și vin băieții de la ori, spune, Luptăm cu mafia, pe și ăștia luptă cu mafia. Luptăm cu corupție, pe și luptă cu corupție. Doar că în ie nu în costum de Bruxelles. Adică sunt. Dacă le schimbăm hainele, s-ar putea. Dacă schimbăm câțiva termeni și hainele, s-ar putea să nu mai să confundăm. Ăștia sunt mai tehnocrați, într-un într fel. Însă, în aur, problema cea mare este, bine, un construct foarte populist, merg pe populism foarte mult, chiar și aceste gesturi cu noi nu ne luăm banii de la, chestii foarte puternice ca mesaj, chiar dacă îi dezavantajează puțin, în sensul că nu au bani de teren și așa mai departe, pentru că sunt mulți bani care vin în politică, ceea ce e interesant este că acolo, ca și în primul, dacă ne aduce aminte, în prima tura USR, de acolo s-adunase oameni care pur și simplu mulți dintre ei au nimerit întâmplător, pentru că ei n-aveau oameni. Și s-a dus în Cluj și au strigat, băi, cine e mai cunoscut pe aici? Hai, doi, luăm. Sunt în alt județ, luăm. Și în a doua, abia în a doua tură a USR a început să se uite mai atent la oameni, să mai știe, să mai fi condus un NG de apartament. Că înainte nu, nici aia nu aveau la CV, știi? Și atunci au început oameni să, care știau, au mai lucrat cu niște proiecte, au mai condus o firmă, au mai făcut ceva. Au fost mai atenți, pentru că aveau deja experiență de patru ani. De Parlament. Asta i-a ajutat. Au mai învățat unde e Buda pe, par pe holul Parlamentului. Adică știu să mai lucreze. Aur, dacă te uiți la oameni, adunați cu. Eu, de exemplu, aș fi foarte. În primul rând, pe mine nu atât. Evident, partea ideologică nu-mi convine ceea ce spun, mă, uh, sunt mai precaut, dar pe mine m-ar speria mai. pentru că în România lucrurile uh, cu opiniile sunt uh, toate multe de umplutură, adică foarte puțină lume crede în ceea ce spune, dar eu sunt mult mai realist în sensul în care întotdeauna mă uit ce tip de oameni au, dacă sunt în stare să conducă o mașină. Dacă știu să conducă o mașină, mă urc cu el în taxi, dacă nici măcar nu știe să conducă. Adică îți trebuie niște oameni și acolo nu îi ia. Adică e clar care că administrație sunt... Administrație, știu. Care nu știu administrație, desastru. nu știu uh -huh. un alta, nu știu politică foarte multe, și atunci îi dau cu gen și care urlă toată ziua și nu mai înțelegi nimic din ce spune. Uh, în acest sens, uh, o să vedem cum o să se reconfigureze dacă o să mai reziste o tură, pentru că vine în cotură de parlamentare și vom vedea, însă ei au dovedit foarte multă organizare, destul de bună, uh, foarte bună comunicare politică. Și o spun ca un om care n-am uh -huh. nicio sensibilitate față de acest tip de partid, dar asta am văzut, adică chiar și acum văd niște mișcări destul de inteligente, adică clar că au câțiva băieți care se pricep la aceste tehnici. Și asta ar trebui să pună pe gânduri de al de PSD și oamenii care sunt cumva în concurență cu toate, că ei s-ar putea să găsească o combinație comună, adică PSD mai degrabă să îi folosească ca sprijin în preluarea puterii, că na, toți vor puterea, că altfel de asta sunt politici. Știi, politic. după ce ne-am lepădat de ciuma roșie și de dragnea, l-am trimis la pușcărie, uh... Tot PSD-ul a câștigat alegerile pentru că ei sunt majoritari în Parlament, dar a fost această asociere între USR uh -huh, și PNL. Uh -huh. Ce au reușit până în momentul ăsta este absolut nimic, deci și-au au, și -au ratat șansa să facă reforme, să, să pună sănătatea cât de cât pe picioare pentru că cei și în Ministerul ATI cu mâinile de cap și cred că primul lucru sănătos pe care orice ministru al sănătății va fi în funcție aia să să-l dea pe Arafat afară. Omul ăla are atâtea morți uh. în jugulară că mă raportez la el ca la un individ foarte creepy, realmente. Uh. Și pus pe interzis orice. În fine, au ratat această șansă să facă reforme. Ne-a adus în situația în care suntem acum. Eu mi-aduc aminte că pe vremea lui Năstase am avut un, același guvern patru ani. Ai avut un tip de stabilitate. Nu sunt pasionat că, de Adrian sigur, care a în PSD. Patru. Da, dar ai avut un tip de stabilitate care ne-a băgat în, în UE. Asta a fost acum am avut un președinte care a avut, are șapte ani de condus și are șapte prim-ministri pe conștiință, mă rog, pe mandat, cum ar veni, adică unul la pe an, care toți a fost, aproape toți au fost demiși prin ordonanță. Asta spune multe și spune și despre președinte și despre situația politică din țară. Mie mi se pare, și aici Artur Sucea a scris, cred că azi un textul foarte inteligent pe chestia asta, ce spuneai tu, el susține că toată această revoluție anti-ciumă roșie, care a, a avut motivația sa și justificările ei, Absolut. pentru că PSD-ul luase razna cu tot soi de încercări de a-și justifica, de a-și scoate băieții din uh, zona uh, riscantă a pușcăriei. Uh -huh. uh, reacțiile au fost normale a oamenilor, doar că a fost călărită de uh, acest trend de partid nou și așa mai departe. Au venit la putere și acum suntem în situația cinică. Chiar discutam ieri cu el, zi, bă, suntem în situația în care ciuma roșie pe care am dat-o jos și care am vrut să scăpăm, să nu mai auzim de ea, acum suntem în situația că e singura care ne poate salva. Pentru că mult mai bine în administrație păi, și știu să peticească. Da, dar avem proiectă. nevoie să ne scoată din această uh, lipsă. Și acum, în acest moment, și uh, președintele și parlamentul e pus în situația că ei sunt singurii care ne pot scoate din criză prin niște gesturi politice care le urmează. Și atunci, întrebarea mea este, dacă ăștia n-au reușit, oare asta nu va afecta enorm de mult ideea de că vin un partid nou și așa mai departe. Și atunci am zis, și a fie, o, o, să fie un soi de contrareacție și să mergem toți. Ia, am încercat cu ăștia. Ia revenim noi la ce știm mai bine. Adică cu aia ne înțelegem. Mai o furt, mai o împarte, mai nu știu ce. Și atunci mi se pare că, ca procedeu, de fapt am avut de pierdut. N-am câștigat. În loc să facem un pas mai departe, ceea ce era logic, adică să punem și alte partide care să, să experimenteze, să intre în joc, să creeze uh -huh. un echilibru, ne trezim că, de fapt, am contrareacția. Adică am aruncat bumerangul și s-a întors înapoi și ne-a în freză și ne apucăm înapoi de care ai reveni la PSD. Noi cetățenii de ce votăm? De ce votăm mereu altceva în principiu? De ce încercăm formule noi? Ca să, să nu-i lăsăm pe cei dinainte să băltească prea mult. Pe, pe urmă poate îi regretăm, dar zicem, ok, a trebuit să facem treaba asta ca să, să nu apuce să se împută în locul ăla. Și până la urmă, ăsta este principiul pe care trebuie să mergem în continuare. Avem niște. lucrăm cu ei, așa cum ei lucrează cu noi și ne folosesc ca pe niște pioni. Ar trebui să fim conștienți că și noi, odată la patru ani sau când sunt alegerile, avem momentul nostru în care ne putem folosi să zicem, aptitudinile strategice atunci când facem alegeri. Nu îi luăm în căsătorie, nu îi luăm în ram, nu ne... Îi angajăm. Îi angajăm da. Adică mm -hmm. dacă am apucat să strigăm ciuma roșie, poate că am participat prea, prea mult sau chestia aia cu cu plăcuța suedeză și așa mai departe, uh, am, poate că am intrat prea mult într-o într, -o, uh, într -o zonă de uh, participare afectivă care... Da, asta a... e una dintre chestiunile care pe mine m-a deranjat foarte mult la acest trend nou, care am, eu am și scris foarte mult că uh -huh. nu e normal să ne construim un discurs politic bazat doar pe negarea celuilalt. Pentru că Asta poate ține o zi, o lună, două. Trebuie să vii și cu, adică jos, aia, mă PSD, de, nu știu ce trăi Și atunci tu construiești, ok, negi. Ba chiar s-a mers până acolo încât să-i scoatem total de pe scenă. Adică să nu mai existe, să dăm și cu deci, detergent. Nu asta ce. este pueril. Nu, asta nu numai că pueril, asta este o leacă adică, de fascism. Sorry. Adversarul politic <laughs> trebuie să. Să, să știi să lucrezi cu el, chiar dacă îl urăști, în cadrul legal și în cadrul politic. Adică, lupți împotriva lui, dar nu-i nu ceri e, dispariția. Pentru că asta e riscant. E, îl critici, el, dacă are instrumente e, e, juridice, îl condam. dar procedural pe niște pe bază de lege, nu pe bază că morale. Pentru că în politică nu funcționează asta. Și atunci când a venit la putere, dar n-am văzut de la nimeni un program clar, adică în următoarea măcar 5 puncte, vrem 5% la sănătate sau 5% la, și așa mai departe, n-am văzut lucruri reale, adică trebuie, pe bază de ură nu mai poți după care culmea că au venit la putere și toate, toate problemele care apăreau psd i de vin, adică deja Dragnea trezea mă rog putrezea unul ducea bine în pușcărie și tot Dragnea, adică bine domnule dar nu poate ține asta ca, ca, ca justificare Asta ține o lună, două, trei și dovadă că s-a terminat. Și poporul a zis, bun mai, dragnea, dragnea, aș știm de dragnea, nici nu ne place, nici nouă nu ne place PSD, da, ho, știi, faceți ceva. Nu tresc o antipatie viscerală față de doamna Firea. Dar am convingerea că dacă, răm rămâne primar, da, exact. Am convingerea că dacă rămânea primar, nu avem problemele în București pe care le avem acum. Cu apa caldă, cu șobolanii, cu gunoiul strâns. nu cred că avem problemele astea. Plus, dovada faptului, cele mai curate sectoare, 3 și 4, sunt conduse de pesediști. Da. Eu vin, sunt unul dintre privilegiații care deja am început să vorbesc franceză, stau în sector 1, condusă de o primar, sa așa, unde avem acei, nu, la noi nu se mai zice șobolani, se zice, cum îi desenă? numește Ratatui. ratatui. Așa, băi, e un dezastru, adică eu n-am văzut așa ceva, recunosc, și am spus, chiar am spus că primele cinci luni nu voi scrie un cuvânt, adică las doamna să și intre în funcție și așa mai departe, dar da, eu n-am văzut, sunt de 15 ani de cât stau în cartierul meu, eram atât de mulțumit de curățenie, chiar era un cartier foarte curat, chiar uneori spuneam că exagerează. Sunt foarte convins că în juz, spatele lor sunt multe uh, incur, ne uh, lucruri, probleme financiare. Da, pe nu știu ce. Mm -hmm. Sunt de acord. Dar ceea ce trebuia făcut, trebuia făcut în niște cadre legale și fără să afecteze viața cetățenilor. Pentru că ne-au lăsat în. Și acum, de exemplu, chestia care mă deranjează, nu se mătură străzile. La mine cel puțin. Cred că după ce a plecat și s-a mai măturat o dată. Dar se mătura de ori pe săptămână. Și nu pot să nu văd chestiile astea, nu mi se pare normal. Așa cum nu mi se pare normal când văd din două în două zile șobolani. Și eu n-am văzut în viața mea șobolani la mine. Acum mă uit de pe balcon, îi filmez, trimit la prieteni, azi au venit unul mai mare, al mâna mai mic, deja e aproape, începe să devină o obișnuință. Faună. O să intru acum pe de dragul dezbaterii ca să critic puțin situația din sectorul 4 dintr-un anumit punct de vedere. Este un sector în care deja devine o procedură modernizarea și gentrificarea piețelor cu riscul de a-i goni pe oameni. S-a întâmplat cu piața Sudului, s-a întâmplat cu piața Progresul, care dintr-o dată Progresului, nu știu cum se spune corect, Progresului, și uh, iată că acum uh, lumea e nevoită să urce la etaj uh, și lucrurile s-au complicat destul de mult. La piața sudului lumea e oarecum speriată, uh, taxa pe taraba a crescut, uh, se vede și în buzunarul consumatorului, nemai punând că uh, producătorii nu mai vin, că nu-și permit cei mititei. Și se întâmplă același lucru uh, în timp ce vorbim. Se întâmplă la Piața Norilor, uh, o altă piață importantă din sector. Uh, micii producători sunt pe străzi, au invadat uh, strada de acolo, piața fiind închisă și, uh, măcar, există această înțelegere. Uh, primăria nu se duce să-i ridice, deși ei se staționează cu. Uh, nici măcar carta cu uh, uh, desagii direct pe... Da, um, când pe închizi trotuar. ceva nu trebuie să te gândești să, ce faci cu oamenii aia și unde-i muți, într-un alt loc cu care să aibă și oare ce ceva, adică asta ar presupune un proiect coerent. Um... Să sperăm că o să dureze puțin această modernizare, această reconstrucție. Era mai bine să. Aici e ai o dilemă, da. O făcea în timpul iernii când nu sunt producător, dar nu erau condiții bune ca să faci construcții. că umezeala... În fine, știm. Problema putezi. cea mai, cred că cel mai riscant aici e să nu întrebă treziți trebuie un supermarket. în. Piastă. Iată, da. De ce? Ce a distrus. Să zicem, un, un an de zile ar suporta oamenii, să nu știu ce, dar dacă te trezești acolo cu. Încă o. Um, Piețele, vadurile create de piețe sunt acum sufocate de, de supermarketuri, da, hipermarketuri pentru că și așa mai orice piață, dacă ne uităm atent, sunt înconjurate de două, trei hipermarketuri atunci... Da, hipermarketurile, marile retaileruri, da, nu își cumpără marfa de la micii producători? Nu exista un program de ăsta la un uh, moment dat? Există o anumită formă, dacă vorbești cu țăranii, deci nu se face direct, nu se... Ei critică pe țărani că, de exemplu, că nu se asociază, că nu au uh, formele astea forță, cooperative, da. uh, cooperatiste. Uh, să zicem că există în anumite comune mai mari sau în anumite zone de care constituie hub-uri de, de, de legumicultură sau de legum, de fructe, există depozite și acelea, să zicem, că colectează și... De acolo ia supermarketul sau hipermarketul, în fine. Dar există tentația de a lua mai ieftin din alte țări unde agricultura este subvenționată. Eu nu zic care e situația acum, că s-ar putea să, să nu mai fiul la zi, dar zic care e tendința în general sau pur și simplu părerea piețarilor este că prețurile sunt prea mici care li se oferă. Foarte mulți dintre ei bătrâni, bolnavi, hodorogiți, care lucrează tot mai greu în, în grădină sau în solarii, preferă să facă munca asta uh, și să facă naveta până la București, pentru că le uh, convine mai mult uh, financiar decât să vândă la depozitele astea de unde se alimentează hipermarketul. Și care am înțeles că îi lasă, depinde dacă vinzi roșii, te lasă până în ultima zi să ți se strice și să negociezi atunci la preț. Sau așa se făcea la un moment dat. Uf, da, sunt multe povești, sunt multe relatări din, din astea de la caz la caz. Cu siguranță că și ceilalți au ceva de, de mm -hmm. obiectat, că țăranul nu știu ce face și așa mai departe. În general, am văzut lucrul ăsta, că există o... Bănuială, o suspiciune foarte mare asupra țăranilor, că, mă, ăștia vă pun în îngreșăminte <laughs> și de, de, e foarte bine din partea consumatorilor să existe lucrurile astea, dar să meargă să-i cunoască. Dacă nu au încredere în ei, îi îndemn să meargă să-i cunoască și să vorbească cu ei și să le pune întrebări. Acolo unde au nelămuriri să încerce să discute cu... Când ești în fața unui raft de supermarket, cu cine vorbești? Că nu vorbești cu raftul. Cu îmbalajul. <laughs> da. Casiera nici ea nu știe, e pe bucățica ei. N-ai da, cu păi cine să da vorbești. De exemplu, noi, un, e un sector care a fost abandonat zeci de ani. Adică statul ăsta numai agricultura nu l-a interesat. Adică în zona asta chiar țăranii... Bine, țăranii în general au pă, cam în toate regimurile au dus greu Adică eu întotdeauna fac că era ca un soi de iarbă, știi, venea regimul, hârș, hârș, luau de sagă cu ea, A, pentru da. că îi cresc. Țăranii cresc. Adică nu, nu sunt finuți ca la băieții de la oraș. Ei fac copii, ei muncesc, ei vor mămăliga ceapă și așa și de bătăi. Vine războiul, primii în rând, țăranii. Vine asta, muzinele, primii în rând, țăranii, luăm de la țară, îi ducem la uzină. Vine ca capitalismul, primii la muncă afară, țăranii, că avem forță de muncă ieftină și ăștia mm -hmm. rezistă punele orice. Deci clar că au fost exploatați de toate regimul și aici inclusiv cel comunist care se zicea că e mai aproape. Adică i a folosit chiar dacă acolo au făcut un progres destul de mare pentru că s-a dat educație, sănătate și așa mai departe. Acum, perioada asta grea, țăranul nu s-a simțit iarăși, de abandonat total pentru că regimul nou nici nu l-a mai întrebat de sănătate. Adică, domnul țăran, când să mai bă, ai, unde îți faci copii, unele asta? Ei au fost abandonat. Acum, evident că încrederea a scăzut foarte mare. Adică omul a zis, bă, eu mă discur, eu am încredere în cine? În mușchii mei, în familie și dai bătăi. Și el a început să-și crească. Acum când statul și-a dat seama că stai că trebuie subvenție, stai că între timp agricultura a fost fărămițată pentru că nimeni nu mai lucrează cu parcele mici și da, mai departe. Nu mai e acea vacă de mult. Nu mulți. mai poți. Adică când da. vine, spune asta, vine corporația și spune bă, îmi trebuie o 10 tone de lapte, știi? care 10 tone? Eu îți dau căldări. Vin și îmi cumpăr căldarea. Aici intervine unei statul. Păi statul are treburi. Statul zice, mai bine îți dau o lege să te scutească să aduci bani, lapte din unde? Din Ungaria. Din Ungaria, să, așa, zicem, așa, să da. zicem, Că e mult mai simplu și mi-a rezolvat problemele, știi? Pe păi asta se descurcă, pentru că știu că țăranul de 2-300 de ani văd că se descurcă, nu moare asta. Că a e, și de și uite că, și nu uite mai că merge. moare încet, încet. Uite că încet, Și atunci, că... evident că aici s apară o mulțime de probleme, statul nu s-a gândit să-i ofere pe de-o parte să-i ajute în organizare, să le construiască zi, zona asta, se face pepeni. La Dăbuleni, băgăm investiții statul, un hub mare de să ia de la țărani totul, să cumpere care să poată vindi sau să, să, le organizeze chestii, lucruri care să-i ajute. că de în China sau un... dacă era de buleni în China, am mâncat toată globul de, <laughs> da, de, ai, de corect, și veneau da. și pătrați și rotunzi apropo, și toate formele. Apropo, erau roșii, că... erau să fie banane cu ăsta, pepeni în forme de banane de de buleni. Erau tot ce vrei. Apropo că au rămas mei și uh, vara asta. A, asta asta m-am întrebat pentru de că, de... că știu că cumpărai pe peni, da. de la piață, de la Sălăjan, până în octombrie, târziu. Au rămas necule și... Pentru că oamenii au o logică. Îți spun, oamenii îți fac un cacul, spun, până aduc la București, până nu știu ce, plătesc chiria, mâncarea, nu știu ce, ies în minus. Și atunci, la, la animale. De asta. Mai facem, mai modernizăm o piață, o mai scumpim și mai sperăm că luăm pielea, încă deci? o, o piele de pe țăra și, și în, în nu mai putem. În chestia asta e clar că n-a existat un proiect. Adică, domnule, un proiect mare în care... Pentru că soluții sunt, adică multe țări au trecut prin aceste fenomene. Nu suntem nici prima și nici ultima, știi? Și atunci, evident că dacă existau un interes, cineva cu un program clar, mai ales că sunt fonduri și așa mai departe, puteau rezolva într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp anumite lucruri, cel puțin sectorial, sunt zone în care la noi... Asta sunt... presupune oameni cu viziune. Păi oameni cu viziune, asta presupune implicarea statului, asta presupune niște programe de lungă durată, pentru că la noi sunt chiar zone specializate deja, cum ai zona de sud, nu știu unde, sroșii roșii, Ardei, Castraveți și așa mai departe, aia de când ei știu asta să facă și fac... În cantități mari pot fi organizate. Cum sunt zonele de barabule, de cartofi, uh -huh. cum sunt. ai, ai, ai sunt, sunt zone, ele pot fi organizate, încă există forță de muncă, dar în câțiva ani nu mai există nici forță de muncă, pentru că uh, te duci în clasa 7 și întrebi copii, care copii copiii visul vostru? Să ajungem în Germania la cules de de sparanghel, adică noi vrem să zburăm în Cosmos și este vor de sparanghel. Cam asta e diferența de 30 de ani. Uh, M-am uitat ieri la ce s-a întâmplat în Parlament și la demintarea Piticățului și cumva m-am bucurat pentru că am zis uite că încă avem democrație, da? avem un parlament democratic, o democrație care cât de cât funcționează versus am acea, acest feeling de ceva vreme mai ales de când cu noua conducere care este ce ai spus tu Vasile în, în cărțile tale ce s-a întâmplat în URSS, oamenii competenți ușor ușor se retrag din structură pentru că uh, nu mai au loc de tot soiul de, de lichele. Am senzația că se întâmplă asta acum. Ui, uh, asta e o altă complicată și lungă. A, apel către lichele. Da, apel către asta să, trebuie să o faci de doar pe zi. Uh, e clar că... Ceea ce e... e realmente înfricoșător, pe, pe termen scurt, pe termen lung. Da, este vizibil că în, într-o perioadă nu foarte lungă, dar hai să zicem, în perioada de post-90, în perioada de tranziție, a avut loc un soi de... s-a produs un anumit tip de mecanism. ne am fost foarte convinși în 90 că băi am scăpat de comunismul ăla, naiba să ia cu lichelile și cu birocrația lor tâmpită și așa mai departe și -a, în lumea asta liberă, deschisă, doar băieții buni educați, pregătiți vor câștiga Bun, vor crește. Uh -huh. Adică ne vom urca în trenul cel care trebuie și vom ajunge la destinația care trebuie. Ei, realitatea ne-a arătat că e puțin pe dos. De ce? Sunt o mulțime de factori. Adică cine au învins? Golani, bandiți, incompetenți lichele oameni care au avut un comportament cât mai inadecvat. Adică adică eu și acum spun când dacă e un model și spun pe copilul în mod normal trebuie să-i învățăm așa. Furați Mergeți pe cadavre, doar așa veți reuși. Dar noi le spunem ce să fie, să fie corect, să, să împartă cu cel la nevoie și mai departe. Iar lumea ne spune că e pe invers. Și atunci e o chestiune, avem o problemă foarte mare. Și evident că a avut, a avut loc un soi de contraselecție. Nu spun că în toate domeniile sunt multe domenii și chiar și între politicieni sunt oameni decenți. Eu nu spun că toți sunt. Cunosc sunt că convins că și în Parlament da, sunt oameni, care sunt care oameni decenți. Bune, dar da, există o masă critică care ne contrazice și o vedem lucrul ăsta. Doi la mână, imigrația imensă. Trei la mână, scăderea, degradarea educației, pentru care e un factor foarte important. Adică vin, stai că vin imediat generația în care eu întotdeauna spun ce am investit în anii 60-70, am câștigat, am cules în anii 90 spre 2000 ce am investit în 2000 o să culegem imediat. Și întrebarea, ce am investit? pe n-am investit nimic. Pe păi asta o să culegem, nimic. nimic. Uh, asta sunt rezultate, asta sunt, e ca, ca, și la grădină, știi? Ai pus, aștepți ce ai pus. N-ai pus nimic, stai și așteaptă. Nu crește. Uh, patru la mână, de exemplu, problema uh, partidelor care acolo... În politică sunt alt tip de competențe. Asta este o realitate. Adică de asta eu când aud că o a făcut Oxfordul, mamă ce politician o să fie, n-are nicio treabă Oxfordul cu politica. Adică Educația te poate ajuta să fii un polițian mai bun, dar nu e nicio garanție. De multe ori observăm că sunt oameni politici cu o educație mult mai, în sensul de specializare, de specialitate, mult mai slabă, dar polițieni mult mai autentici, mai corecți și mai buni sunt oameni. Regijoria și au fost de cinci. da, sunt alți oameni care foarte educați, oameni foarte competenți în domeniile lor. Cum îi pui în politică, devine o catastrofă, pentru că nu au aceste instrumente, sunt alt tip de competențe necesare. Și atunci, ceea ce vedem în ultimii ani, vizibil, este degradarea resurselor umane din partide, cu ochiul liber. Poate să nu-ți placă Năstase, poți să-l urăști, putem să spunem multe despre ele, el, dar să compari Năstase politicianul cu Cățu, este totuși cinci clase diferență, Adică sunt clase diferite. Cel puțin. Uh, și atunci, și asta vedem, Pe păi acum dacă pui prima linie, Cățu, uh, Ciolacu și ce mai ai, Simioșu și ce, deci Băieți care tu te-ai întrebat de 5 ori dacă îi trimis după bere să se întoarcă. Ai îndoiel că o să se întoarcă. Eu mă întreb dacă aș... Tu n-ai încredere în asta. Dacă avea nevoie o de meditație la fizică și mi s-ar oferi unul ca Iohannis dacă l-aș angaja pe, pe post de meditator. În Bo, ăsta... foarte îndoiesc. Atunci, vedem cu ochiul liber că sunt niște probleme imense în această mașinărie pentru că partidele nu au mai fost capabile să-și recruteze, să crească, să pregătească oameni pentru că e foarte important. Adică eu nu cred în, 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 în politica că vii direct din, de la universitate și între și devii conduci o țară. Politica de multe ori se ia foarte de jos. Îți trebuie de la lipitori, cum zic psd știi că iau școala cea mai bună de politică. <sus> lipita Lipitori de adică, lipita fișe. Adică pornești da, da, de la lipita fișe. Mai bun marketing. Înveți așa, da, da. înveți să comunici, înveți uh, niște negocieri, înveți să duci geanta, înveți să răspunzi, înveți să te bați, înveți să... Și atunci înveți cum, cum, și te pun la la județ. Te pun întâi să conduci o pe lângă primărie. Adică e foarte important să înveți lucrurile astea în drept. Da, ca să ajungi la țară la și să da. că cum funcționează uh -huh. o primărie, cum funcționează un județ. Correct. Pentru că noi habar n-am, că județul e o, un, un, un ONG de apartament, mai ales USR, știți toți specialiști în ong de apartament <laughs> și cred că e așa, eu îmi sun cu ăsta și a facem, o aplicație. Că e o, facem o aplicație. O, o glumă care ur merge pe net de ceva vreme este că dacă mini minicâțul este un rezultat al statului paralel, pepiniera este slab, foarte slab pregătită și rezultatul la 20 de ani, 30 de ani de educație care e din ce în ce mai varză. Da, da, uh, da, și acum e clar că vom, și vom avea uh, probleme foarte mari în următoarea perioadă, pentru că uh, este vizibil și asta în multe sectoare, că nu numai în. Uh, vizibil, uh, adică, fiindcă n-am mai n -am mai investit mult, n -am, țara a fost destructurată instituțiile au fost destructurate, plus ne vom trezi că avem tot mai puțini uh, specialiști, oameni care se percep, oameni de încredere, oameni educați, oameni care știu cu ce să mănâncă politica oameni care pot duce dintr-un punct în alt punct. Bă, ca și în construcție, când nu știi să-ți mai calculeze unghiul, să-ți mai... Păi îți dai seama că îți dărâmă clădirile, știi? Și atunci asta e și Andra va trebui să repregătim oameni. Steți oameni aici amândoi de o vârstă, reprezentanții ai generației analog, cum va a fost cu două seri când ne-a căzut Facebook-ul, Instagram-ul și WhatsApp-ul vreo șapte ore? eu eram eram afară, avem, parcă vorbești să cu, Era, cu tremur. Eram afară, nu nu mă dădeam pe, pe niciun device, mă, întâln, mă întâlnisem cu uh, doi prieteni vechi și uh, cu Zoltan uh, de la Sarmalele Reci și cu Mihai Ordache, cel cu împreună cu care am fondat Sarmalele Reci. Vecinul nostru, Vecinul fost nostru vezi, care s-a da, mutat în alt, s-a mutat în nord, acolo, lângă Vasile. Mm. Și uh, uh, mă Boie. simțeam foarte bine cu ei, eram la, de, la, la trei bețivi, și uh, era o, o seară offline de care ne-am bucurat. Eu eram cu și eu, eram cu, eu eram cu un prieten cu, cu un medic faimos și scriitor faimos. Părintele mea foarte bun, Chirculescu, și am stat la povești ah. că ne-am văzut de foarte mult. Al fratele, fratele lui Chircalustru. Da, da, lui da. Chirc, da, uite. Lui. Un... Frați, nici nu știam, U da. unul da. profesionist în chirurgie și unul bun la Tot din Titan, din Titan, băieții da. noștri din da. Titan, da. Și n-am -am observat, când am venit acasă, am văzut ceva, este neclarități -ne pe asta, că a căzut, îmi spune ăștia mici, că a mers aia, nu știu ce. A doua zi am văzut, m-am uitat la un post, am eu niște posturi de umor rusești care mă mai uită la să mai diversific umorul și au unul că a dat, copiii erau isterici că nu știau ce le trebuia imagine, așa, le-a dat albumul părinților, bunicilor, să se uite în album ca la Facebook și copiii, copiii că dădeau, vreau să dea like pe poze și nu mergea. Și vreau să mărească, știi? Zice, nu se măresc pozele. Deci i-au trat în panică, știi? Așa și asta. E clar că... Dar e fain că ai momente de reveni la, la analog, povestit. Le dai un vinil să-l învârte în mână? Să... Voi ce credeți? Lumea vorbește că ar fi fost un atac cibernetic, că prea a fost lată. N-a mai fost o bubă atât de mare din 2009 și atunci n-a fost... N-a avea sârmă asta ca românul să repare Dacia, știi? <laughs> <laughs> nu știu, să, ce rușii ce au zis la chestia asta? Că poate că... <laughs> Măi, rușii tocmai au lansat o rachetă. <laughs> da. <laughs> și tot în acea seară au fost vreo 34 sau 36 de avioane chinezești deasupra Taiwanului, deci ce lucruri s-au întâmplat. Oh. Da, da, da. da, nu știu ce să zic cert este că ne-a lăsat, adică brusc. Mi-a mi se pare că, e ca e foarte mișto, că uh, genul ăsta, știi cum, că, de, ca de a căzut lumina, știi? Uh -huh. Nici măcar bulgarii nu-i mai prindem, știi? Trebuie să ieșim în curte. Eu am și pus o poză, era una, un pictor rus, care e plină curtea de copii, părinți, nu știu ce, și pictura se numește ea, ca Facebook-ul, eu i-am zis, știi? Că brusc oamenii ar trebui să facă alte lucruri decât le fac în acest context. Și uh, sunt foarte necesare. E un soi de, disconnect, de, de deconectare de asta foarte impusă, într o fel, mă rog, accidentală, dar foarte importantă. Oamenii mai au timp să-și discute lucrurile astea. Cum e să trăiești fără? Uite că se poate. Da, cred că ne mai și bucurăm când se întâmplă de astea. Mm. Uh, trăgând așa o concluzie, avem aici un CD, avem și un scriitor de versuri. Scriam un frânt pe el. De... Da, este discul lui Dan Manciulea, Manciule. prietenul meu. O să-l pun aici să se vadă și puțin. Eu am făcut texte la jumate dintre cântece. El este un cantautor, este un tip complet, care în afară că are aptitudini de compozitor și producător, mai face și texte bune. Dar am făcut cu el tandem și ne-am simțit bine împreună, pentru că am intrat oarecum pe stilul lui. Are și el vârsta apropiată de a noastră. Și am, avem acest uh, cântec, de exemplu, cu ăsta ne-am distrat cel mai mult și pare să fie, îi place și lui Vasile și a luat vizualizările cele mai multe, am înfrânt, adică este, uh, chiar chiar ăsta chiar asta e ca un fel de uh, refren, un la emotiv, am dat jos comunismul uh, și am clădit capitalismul care m-a zdrobit și așa mai departe. Am ieșuat, e, da. E... da e, e, e o piesă care mie îmi place foarte mult și chiar ironizam, zic, băi ce am ajuns că credeam că folcul și asta a rămas un soi de... pentru noi care am văzut dinozaurii, am ascultat și folk și uh, cumva nu te așteptai să revină în forma asta și mai ales în forma criticii sociale, care e o, la noi e o lacună foarte mare. Și cum Rocu s-a cam retras în, în vânzări de nu știu ce. Am, trec, uh, am trecut, doamne, am trecut, scuză, da, da. Vasile, că revii, că ai ceva de zis important, dar am trecut, cu eram cu Dan Manciulea, mergeam la un club de, de folk unde vin în Brașov. Și am trecut pe lângă Rockstadt și am văzut numai mașini bengoase da, no. și fițe și corporatism, medalia și gagicăreală din aia de copii de bani gata și m-am speriat și am zis, exact chestia asta, uite ce... Ce-a ajuns da, Ce-a ajuns rock M-am uitat într-o zi și am văzut reclamă la câțiva rocker Foarte pe vremurile noastre Pe vremurile de început foarte supărați Și acum făceau reclamă la niște chestii Din astea Îmi okay. <laughs> uh, -am aduc și... aminte când a venit Metallica Ultima oară și a fost sold out S-a asociat cu o bancă <laughs> O bancă Cu un da? George da? care da. ne făcea rost de bilete La Metallica da, da, da. Ui, ui, ui. Și m-am întrebat dă-mi un nume de piesă sau de album de la Metallica cu care acea bancă se solidarizează. Injustice for all. Nothing else matters. Da, can păi da, da, au devenit foarte istețe la chestia asta. Adică au început să se asocieze cu tot de chestii anti, de critică, pentru cumva lucrurile s-au schimbat în, și atunci e, un, e ca aștia, că vând negativ ca să le crească cota de piață. Uh, dar revenind la albume, mi se pare o chestiune foarte extraordinară pentru că au scos câteva, cel puțin câteva piese care le știu eu bine, uh, care sunt foarte actuale în sensul că um, e un discurs actual, sună bine cum cântă, uh, Dan. Uh, mie îmi place, chiar m-am bucurat. Adică Pentru mine zic, uite, în sfârșit, tot, tot, uh, tot dinozaurii ne salvează, știi? Adică... Da, 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 da. Asta a spus Eu zic că se și eu mă consider deja. No, din, suntem uh, din e, acel... uh, uh, Acum, mulțumesc că sunteți drăguți și în numele lui Dan vă mulțumesc, dar uh, simt datoria să spun, mai ales că la Radio Seven se de, difuzează Folk și este o emisiune dedicată că mai există folchiști Bine, ne vine, da, Adam Ilea ne vine repede în minte, care are o critică socială și uh, a uh -huh. făcut și cântece despre emigrație și chiar o, o suită întreagă, uh, dar mai sunt uh, și tot voci feminine uh, din folc care și tinere, culmea, nu uh -huh. uh, nu uh, este Dana Florian, Iulia Bădulescu, le-am cunoscut și eu și mi-am dat seama, am avut așa o revelație, ia uite ce se întâmplă în zona asta, adică noi ziceam că sunt așa un fel de cenaclu și... Nu, tot. dar chestia cu cantatorii foarte bine pentru că e o chestiune în, într-un sistem în care, pe de-o noi avem tehnica acum mult mai la îndemână față de vremurile când trebuia uh -huh. așa, dar e mult mai ieftin, ușor și la îndemână să faci, dacă ai talent, pentru că îți pui un instrument, știi să câți la un instrument, dacă ai talent să scrii și mai departe, mai ușor de făcut decât o combinație de cinci instrumente și mai eu departe. Eu mă bucur despre ce, de ce spuneți voi. Pentru că eu am o preconcepție despre folcul românesc asta din ultimii ani, am constatat că cei care cântă folk, practic știu 3-4 acorduri pe chitară și au mai învățat ei 3 poezii, au așa un soi de autosuficiență față de ăștia al alții ai noștri care nu preștim folc. Și știu că l-am văzut pe un folchist într-o seară care îmi cânta ce frumoasă e viața la 40 de ani când ești golan și nu ai bani. Ceea ce m-a pus așa într-o situație, ai mă, pe bune, te-ai gândit un moment ce frumoasă ar fi viața la 40 de ani când ai bani? Nu. Păi nu, dar asta e puțin. Asta este... adică nu așa s-a lupta de clasă, nu e niciun romantism în sărăcie, lăsați-mă Asta e da. voltaj. Ce ai zis, tu? Nu no, era la 20. E cântecul uh, care place foarte mult uh, nostalgicilor de la 40 și 50 plus, mm -hmm. ăsta cu 20 de ani al lui Voltaj. L-ai găsit tu scuză repede, bine. bine da, dar uite, acum, <laughs> acum e foarte important că apar uh, folk, adică apare zona asta de cantautori, care e, ea poate fi mai complexă decât doar folk-folk, uh, care iese din zona asta romantico Patrioto și nu știu ce, într-o zonă mai socială, care e mai actuală în sensul de problematizare și mai departe, ceea ce e foarte, foarte Mă, Acum fac și eu pe deșteptul și de, pentru că mă simt obligat, o să vă spun că folcul inițial cu Woody Guthrie, cu um, um, ăla Seeger, ăla am uitat acum, îl chem, da, Pete și, Seager, Dylan, e, și, și Dylan, nu așa, care a venit în generația imediat următoare și a Uh, mă rog, Johnny Mitchell, uh, da, să continu. Știți și voi. Uh... Da. Deci a fost o întreagă... Acolo la mama lor au... A, de a fost destul de social. Noi am avut pe Văsoțchi care cumva făcea parte asta de tot de cantaut. Ah, da, interesantă Foția treaba extraordinar. Și era foarte... C -c -c foarte a fost, supărată, da. revoltată, ăla scotea nu înțeleg nimic de Vsotsky, uh, da, el -n -n -o 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 e rău, e emoționează și așa mai departe. Tot a funcționat ca asta. Dar bine, e adevărat că România întotdeauna este specifică. Adică noi, la noi până și rock a fost Vod no. Văd că între timp am primit și un raw alert în contextul am creșterii accelerate de infectare, dar da, să ne vaccinăm Ce, vine asta, înapoi spune, uh, da. câțu? Asta <laughs> era, da, asta da, în da, -mi vibra mie aici. Păi, Vă foarte mulțumesc că a, ați venit, vă da. iubesc și aștept uh, să ne vedem, da. să nu mai vedem și aici, dar să ne vedem la Cârcium, că... Uh, da, rezistența trebuie adusă pe toate fronturile, altfel. Știi, mie mi-a plăcut foarte mult povestea asta în pandemie, când era talpa pusă și era loc, dar nu găseai cârciumi în București unde puteai să stai peste noapte. Totdeauna mi-a plăcut treaba asta. E un soi de solidaritate care se naște acolo. Hai să nu vorbim la radio despre asta. Da, să ne solidarizăm cei în necază, asta e clar. Mulțumesc mult. Eu Casmin. mulțumesc. Și Că, noi și eu îți mulțumesc. Și noi, da, da, și noi mulțumim. Nu mai bine, papa. Baftă, Arătare. bine. Am învins. Am învins. Am înfrânt. <laughs>